Rebăieți și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Samp. Bă, în episodul de astăzi vreau să vă prezint un mod pack forță pe care l-am făcut pe ultimele două live-uri și foarte mulți dintre voi mi l-ați cerut, așa că am decis astăzi să filmez, să-l postez pentru voi, să apară pe canal un nou mod pack bombă. Și apăsați și voi acolo pe butonul de like să bubuie like-urile la clipul ăsta dacă văd susținere mare să mai facem mod pack-uri. Și vreau să vă mulțumesc în primul rând, îmi cer scuze că n-am spus asta de la început, dar vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile acolo, like-urile și subscriberile acordate din ultimul timp. Am făcut cu ajutorul vostru 7000 de abonați, v-am mulțumit și într-o postare pe comunitate, dar vreau să vă mulțumesc și printr-un videoclip, pentru că mai mulți poate vedeți videoclipul. Bun, și hai să dăm drumul la prezentare. Cam ăsta e modpack-ul, cam ăsta e NB-ul de fapt, din modpack. E un NB medium, dacă îl scoateți puteți să jucați oricine cu modpack-ul, e un modpack low medium PC, practic. Eu o să joc cu NB, dacă îl scoateți ați văzut cum arată, așa e iarba, fără NB, așa e cu NB, de fapt e cam la fel, doar că se schimbă puțin culoarea. Dacă știți Sampo, v-am zis într-un clip anterior, parcă că Sampo are iarba de zici că e pământ colorat. Eu i-am băgat iarbă realistică, i-am băgat niște copaci de ăștia forță de toamnă care au veștejit. Am băgat vegetație de toamnă, practic aveți frunze pe jos care, din nou, doar toamna, vedem frunze căzute din copaci. Sunt pe contul lui Kesen, așa că o să pot să mă duc să vă arăt și armele, pentru că pe contul meu am primit Worn, dacă nu știți din ultimul clip am primit un Worn pentru că bug și mi-a fost suspendată licența de arme, nu știu pentru câte ore, nu știu cum scade, cred că trebuie să stau activ 31 de minute pe server ca să scadă și eu n-am stat destule ore cu 31 de minute pe server, dar nu-i problemă, o să ne revenim. Bă, și vreau să vă zic să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți despre microfon, cum se aude așa, dacă e mai forță, să vedem cum filmăm cu microfonul, să filmăm în continuare așa sau cum era înainte. Aștept părerile voastre în comentarii și o să țin cont de părerea voastră pentru că sunteți abonații mei dragi. Hai să vă arăt și armele. Momentan sunt puțin buguite, dar până o să vă dau mod pe cu sper că o să rezolv, că încă nu l-am arhivat. Ok, deci ăsta e Deagle-ul, da. Dacă puteți vedea, e un deagle lung, M4 AK, shotgun, sniper, rifle, ok, de și rifla, MP5 și cam atât. Am băgat armele pe spate care funcționează, aparent nu mă așteptam să funcționeze, dar aparent funcționează acum. Cam asta e ținta, astea sunt sunetele. Mamă, cum sună rifla aia nebună, mâncați-a și gurița ta. Da, cam astea sunt armele, ținta și sunetele. Ce vreau să vă mai arăt așa, am mai băgat foc la tobe, dacă știți, dacă ați fost pe live, pardon, deja știți focul de la tobe când se turează mașina, uite cum face infernul ăsta nebun. Am băgat efecte, efectul de nou, s-ați văzut efectul când mergi cu mașina pe nisip, cred că l-ați văzut deja, dar hai să vă-l mai arăt încă o dată, în caz că, stai că aici, da, de fapt ăsta e, asta e pe iarbă, nu e nisip, nu găsesc nisip, în fine, aveți efecte când mergeți pe nisip, când mergeți pe iarbă și multe alte chestii interesante. Ce aș putea să vă mai arăt ar fi mașinile și hai să revenim când ajungem să vă arăt mașinile, nu o să iasă un videoclip tocmai lung, dar o să iasă un videoclip bombă, pentru că e un modpack bombă pe care vi-l prezint. Hai să vă arăt mașinile. Bun, deci ăsta e NRG-ul, băieți. Mai înainte ați văzut Sultanul, Sultanul, doamne, Infernusul. Ăsta e un Audi RS6, pardon, era să zic un A6. Ăsta e NRG-ul și hai să vă arăt și Sultanul. N-am băgat foarte multe mașini, dacă o să le găsesc pe toate, o să vi le arăt pe toate. Am băgat și Bullet, vă dați seama, dar o să mergem după la CNN. Ok, ăsta este Sultanul, băieți, e un Mercedes forță rude tot, care are 4 locuri, sau Sanking, nu mai știu. Nu, e Sanking ăsta, îmi cer scuze, ok, deci ăsta e Sanking. Și o să mă duc după la CNN să vă arăt acolo mai multe mașini, că cu siguranță o să găsim toate mașinile de care avem nevoie. Hai să lăsăm NRG-ul ăsta de la clan aici, o să dăm aici un rent car Sultan. Bun,
ăsta e sultanul și ăla e Sand King-ul, o să trebuiască să-l modific eu, să nu mai fie cu 4 și o să-i bag altul, dar nu vă faceți griji că nu o să se întâmple nimic. Hai să mergem acum la CNN să vă arăt și de acolo care sunt celelalte mașini, revenim. Perfect, am ajuns aici la CNN, băieți, și hai să vedem dacă găsim, să vă arăt restul mașinilor. Deci, Infernusul ați văzut deja, Audi RS6, Sultanul ați văzut, e un BMW-ul forță rău de tot, cred că e un X5 ăsta. Ăla e Sand King, un Mercedes-ul care vi l-am arătat mai înainte. NRG-ul ați văzut și hai să vedem dacă găsim un Bullet, băieți, pentru că cred că e ultima mașină pe care nu v-am arătat-o. M-am zis că n-am vrut să bag foarte multe mașini. Apropo, skinurile sunt HD, în caz că nu v-ați dat seama și am uitat eu să vă spun. Da, skinurile sunt HD. Îmi pare rău că n-am găsit aici un Bullet, să pot să vă arăt și Bullet-ul, dar o să-l vedeți voi pe server, să rămână surpriză. Și cam asta ar fi, băieți, cu videoclipul, cam asta ar fi modpack-ul. Dacă am omis ceva să vă arăt, o să le găsiți voi prin modpack pe acolo rătăcite. Și da, mă, și cam asta ar fi cu videoclipul. Nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați, să prindeți clopoțelul. Eu am fost Hunter și ne vedem data viitoare. Apropo, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să facem multe, multe, multe like-uri. Vă pup, pa!